cine iubește și lasă. Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Andra Botez! Și cine-i specialist în Irina Rimes? Tudor Chiril. Chiar mai mult despre Irina Rimes aș vrea să vorbesc acum. Da. Fă-i botez! Andra, ești o voce excepțională, ai arătat-o și în seara asta. Și ești o voce care merită să fie într-o finală, vocea României. S-a mai spus asta în ce te privește. Felicitări. Mulțumesc. Adică mi-ar fi plăcut ca atunci când ai avut improvizația să fie mai puțin aranjament, mai puțin orchestrație. Și aici este treaba pe care o am cu Irina. Deci aș vrea să se consemneze pentru juriu, for the fucking record, pentru totul, pentru instanță, că eu am spus următorul lucru. Andra Botez este o voce care merită să fie în finală. S-a consemnat? S-a consemnat. Bun? Am notat. V-am spus. Dar nu e nevoie de atâta orchestrație și de atâta progres și de atâta demență foarte bine executată de un band absolut extraordinar. Care merită aplauze din plin. Bandul condus, bandul Vocea României condus de Bubu Cernea. Bravo, băieții! Nu e nevoie, tu poți să cânti și a capela, asta e tot. Aș vrea ca vocea ta să iasă din lucruri mai simple.
My less is more. Asta e tot. Felicitări, ai locul tău. Irina, dacă eu sunt Ramon, tu ești... Ah, eu sunt Avatar și trebuie să mă inviți în următorul tău film. Următorul tău film îl facem împreună. Bineînțeles, după 3 februarie locurile. Facem următorul film. Bă, mie e foarte greu să vorbesc în momentul ăsta pentru că încă sunt sub imperiul emoțiilor. Odată pentru că ai cântat excepțional și mi-ai dat emoții și a doua oară pentru că am avut emoții pentru tine. Este o piesă foarte greu de cântat. O piesă unde am avut curaj să abordăm o altă interpretare. Mie îmi place demența. Eu asta am urmărit și îmi place că îți place și ție demența. Și tot ce aș putea să spun despre tine în momentul ăsta, nu ție, ci oamenilor de acasă. Andra este mama a 2 copii. Știu că gândul tău în momentul ăsta este cu Nadia. Poate nu 100% aici pe scenă. Dacă are febră, dacă se simte bine, poate cere sân în momentul ăsta. Dar pentru mine ești un model nu doar ca voce, ci și ca mamă și ca om. Și vreau să-ți mulțumesc că ești cu noi la Vocea României.